One, two, three, four. Telecity este primul proiect de performance telematic din România. Performance-ul este o formă de artă interdisciplinară, în care acțiunea se petrece aici și acum. Muzeu, la Muzeu! Pa! Pa! Telematica este domeniul conexiunilor. Așadar, performance-ul telematic conectează cel puțin două spații în timp real prin internet. Sigur, va avea și voi un loc așa minunat în Iași, nu? Astfel încât acțiunea reală ajunge să se desfășoare în ambele spații simultan. Acest proiect este o continuare a cercetării pe care am început-o la Londra. Acolo am realizat două performance-uri telematice în spațiul public, folosind video conferencing-ul pe smartphone. Așa că am intuit încă de atunci potențialul educativ al acestei forme de artă. De către primărie, dar a fost dărâmat. Și după aceea a fost de ani de la prima adresare documentară a Buzăului. Sandru Cușdeu și urmează ca în 1932 să fie abia numit program cu psihiatru. Și anume Mihai Eminescu și Ion Creangă. Pentru că apoi, până înainte de primul război mondial, aici s-a conferențe Silviu Povertu. Care nu pare deranjată de faptul că eu vorbesc. Dar vrește din copil. Facem trei gânte până la biserică pentru tine. Minunat! Aici se filmează, se proiectează filmele pe ceva care ne filmează și nu filmăm, nu vă spunem ce. Pentru început am selectat 4 artiști tineri de teatru și film, pe care i-am invitat apoi la Buzău pentru un workshop de pregătire de o săptămână, la finalul lunii septembrie. Am început să ne plimbăm pe bulevard. Salut, sunt Ion Mircioagă, fac parte din cea mai bună echipă de proiecte din România acestor vreme, se numește Telecity. Vă invit să vă împrieteniți cu orașul vostru, vă invit să vă împrieteniți voi între voi, vă invit să fiți prietenii mei. Salut! A fost ocazia perfectă de a ne împrieteni, de a ajunge la un limbaj comun și de a învăța toți cum să stăpânim tehnologia. Proiect telematic este o experiență cu totul nouă pentru că trebuie să lucrez cu niște elevi din cu totul alt oraș din față de cel în care am copilărit. Am experimentat împreună exact aceleași instrumente de lucru pe care urma să le folosim în workshop-ul cu elevii, așa că am realizat scenarii și performance-uri de probă, pornind de la 3 spații din Buzău. Workshop-ul de la Buzău, experiența asta de la Buzău, a însemnat pentru mine o reactualizare și o îmbogățire a unor cunoștințe telematice pe care le aveam sau nu. Mă bucur foarte mult că am făcut workshop-ul cu colegii mei la Buzău. Am cunoscut oameni mișto, am învățat o grămadă de lucruri noi. Și îmi place să lucrez cu tinerii, de fapt, pentru tineri vreau să-și înscriu. Și de abia aștept să ne vedem la Brașov. Este prima dată când particip la un astfel de proiect. Am învățat lucruri noi, evident. Am rămas plăcut surprins de energiile care s-au degajat împreună cu colegii mei. Și sperăm să fie un proiect frumos în care să ne simțim bine și să ne înțelegem cu toți. În octombrie am început lucrul cu elevii, câte 2 săptămâni în fiecare pereche de orașe, acestea fiind Buzău-Iași și Brașov-Brăila. Bună din nou, m-a auzit? Procesul de lucru a fost similar în fiecare oraș. Prima săptămână a fost destinată creării performance-urilor, iar cea de-a doua prezentării lor. Lucrul cu elevii a fost întotdeauna interactiv.
De-a lungul săptămânii, elevii au scris scenarii pornind de la spațiile alese de ei. Clădiri istorice, monumente, parcuri și altele. După stabilirea traseelor, elevii au fost invitați să ia contact cu spațiile în diferite moduri. De la dicteu automat nestructurat, adică scrie ce-ți vine în minte, până la analiza structurată a spațiului, de exemplu să găsească imagini vizuale, olfactive sau auditive. Exercițiile elevilor de pe teren au fost în permanență documentate vizual și în scris și s-au desfășurat în paralel cu adunarea informațiilor istorice și culturale despre spațiile respective. Elevii încărcau zilnic ceea ce lucrau pe un Google Drive comun pe care noi îl verificam. Au început performansurile propriu-zise, în a doua săptămână de lucru. Au fost 4 zile de performansuri pentru fiecare dintre cele două perechi de oraș. 5 performansuri pe zi, deci în total 40 de performansuri. O să îi punem câteva întrebări. Elevii din Buzău au fost în dialog cu cei din Iași. Cei din Iași cu cei din Buzău, Brașovul cu Brăila și Brăila cu Brașovul. Toate performansurile au fost de asemenea transmise live pe YouTube și pe pagina de Facebook Telecity, putând fi vizionate de oricine accesa link. Sper să ne revedem gata la finalul proiectului și nu numai.